Bună tuturor, Cătălina sunt. Când vine vorba despre persoanele cu care am făcut sex, bărbații tind să exagereze, pentru că societatea a vrut mereu niște cuceritori gata să-și arate trofeele, iar femeile tind să diminueze numărul pentru că, de-a lungul timpului, au fost nevoite să se protejeze de prejudecăți. Cu cât numărul partenerilor sexuali era mai mare la femei, cu atât femeile erau mai arătate cu degetul. Din păcate, mentalitatea asta s-a păstrat în unele părți ale lumii, iar femeile când se căsătoresc încă trebuie să fie virgine. Iar, din punctul meu de vedere, dacă nu ai făcut sex niciodată cu partenerul înainte de căsătorie, cum știi că ești compatibil? Cum știi că te potrivești din punct de vedere sexual cu el, nu? Astăzi vom discuta despre cum să răspunzi atunci când îți este adresată întrebarea cu câte persoane ai făcut sex până acum. Ei bine, această întrebare este incomodă indiferent de la cine vine. Dar în momentul în care partenerul sau partenera îți adresează această întrebare, ești pus într-o situație mai mult decât stânjenitoare pentru că nu știi ce să răspunzi. Să fii sincer, să minți, oricare variantă cumva nu e bună. Drept urmare, fie că ești la începutul relației, fie că ești împreună cu partenerul de ceva timp, la un moment dat, unul dintre voi va veni cu această curiozitate. Oare cu câți parteneri a făcut sex până să mă întâlnească pe mine? Dar nu cred că ți-ai ales partenerul în funcție de persoanele cu care a făcut sex înaintea ta. Cred că l-ai ales pentru că te atrag anumite lucruri la el, pentru că te simți bine în preajma lui, nici de cum pentru experiența lui sexuală. Bine, cu experiența lui sexuală în momentul în care e cu tine, dar nu cu persoanele cu care a fost până acum. Așa că, atunci când îți este adresată această întrebare, cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să nu răspunzi, să încerci pe cât posibil să o eviți, pentru că nu este o întrebare potrivită. În primul rând, este o întrebare foarte intimă, la care oricum nu știi ce să răspunzi, așa că fie spui că nu ți se pare o întrebare potrivită și că nu are sens să discutați despre acest subiect. Niciunul dintre voi nu vreți să intrați în detalii, poziții, ipostaze și așa mai departe. Așa că mai bine treceți peste ea. În al doilea rând, odată ce știi numărul de persoane cu care partenerul tău a făcut sex, mie mi se pare că se pierde din misterul persoanei cu care ești. Pentru că întotdeauna te vei întreba, oare cu câte persoane a făcut sex? Oare în ce poziție? Dar mai bine e ca aceste lucruri să rămână undeva în capul tău și să nu le exteriorizezi. Pe de altă parte, dacă te gândești la cuplurile din trecut, oamenii în trecut erau nevoiți să se căsătorească, virgini fiind și el și ea. Ei bine, dacă ei nu se potriveau din punct de vedere sexual, trebuiau să trăiască nefericiți pentru tot restul vieții. Cumva în perioada în care trăim noi, lucrurile sunt mult mai bine din punctul ăsta de vedere, pentru că ai posibilitatea să experimentezi. Noi, ca oameni, suntem predispuși curiozității și atunci când tu ai avut un singur partener sexual, e normal ca de fiecare dată să te întrebi sau să rămână această întrebare, oare cum este și cu alte persoane? Nu neapărat din punct de vedere sexual, cât cum este să fii cu alte persoane. Așa că, din punctul meu de vedere, este bine ca două persoane să se întâlnească după ce au, adică pentru o relație de lungă durată, după ce au avut fiecare un număr de parteneri. Astfel nu va mai exista întrebarea aceea cum este oare și cu alte persoane. Dacă ați văzut, sunt destule cupluri care se căsătoreau la, nu știu, 20 de ani, 21 de ani și nu aveau prea multă experiență sexuală, nu cunoșteau atât de mulți oameni de alt sex, nu intrau atât de mult în contact intim cu oameni de alt sex, așa că ajung undeva pe la 35, 40, 45 de ani să divorțeze. De ce? Pentru că revine curiozitatea aceea, chiar dacă la începutul relației, când erau ei tineri, erau atât de atrași unul de celălalt, hormonii își făceau de cap. Cu timpul, toate acestea scad și revine întrebarea aceea, oare cum o fi și cu altcineva? De aceea foarte mulți ajung să divorțeze. În perioada în care trăim noi acum, lucrurile stau cu totul altfel, pentru că noi avem posibilitatea, înainte de căsătorie, să experimentăm foarte mult. Avem posibilitatea să cunoaștem foarte mulți oameni, să avem contact sexual cu mult mai mulți oameni decât era posibil în trecut. De aceea, cred că a și crescut numărul vârstei la care persoanele se căsătoresc. Nu mai e 20 de ani, deja ajunge spre 30. Și cumva cred că nu o să mai fie cazul să divorțăm la 45-50 de ani pentru că nu avem experiență sexuală și pentru că noi avem curiozități neexperimentate. Din punctul meu de vedere, în momentul în care cunoști suficiente despre oameni, ai suficientă experiență sexuală, nu o să mai fie niciodată, nu știu dacă niciodată, dar nu mai e cazul sau este foarte redus cazul în care tu să calci strâmb pentru că deja nu mai ai curiozități de experimentat.
Așa că, înainte de a judeca pe celălalt după numărul persoanelor cu care a făcut sex până acum, mai bine gândiți-vă la ce vă atrage la el, faceți lucruri noi împreună și, nu în ultimul rând, gândiți-vă că relația este despre autocunoaștere, așa că nu mai fiți închiși în cutie. Gândiți în exterior!